Jetul este aproape 235 de milioane, vorbind în euro, ca cifră. Așa cum spuneam în ședință, cheltuielile de personal sunt doar 12% și tot o cifră care cred că e importantă. Peste cheltuielile de personal, 16% sunt doar cofinanțările noastre în proiectele de PNRR. Apoi, așa cum v-am spus, sunt acele procente care merg spre investiții, 57% din total buget și de fapt 64,5% din banii pe care îi gestionăm noi și putem decide asupra lor. Din total investiții, 61% sunt din proiecte și 12% și cu 16% din buget local, 4% excedent, 12% bugetul local de acum. Deci un raport foarte mare pentru atragere de bani din afară și un buget mai mare decât în anii precedenți, pentru că inflația, aș spune cuvântul, dezvoltarea economică, dar evident că și cheltuielile au crescut pe măsură, să fim corecți și să nu ne bucurăm. Aș vrea să avem cât mai mulți bani pentru a putea investi. Din păcate, pe măsură ce el crește de la an la an și cheltuielile, evident, din lucrări, unde toate materialele cresc foarte mult.